Tokyo, papa! Papa! Vă salută, lupul prietenii mei. Vreau să vă arăt de la cap la coadă. Deci e un mic clip prin care vă prezint ora mesei a lui Tokyo. Așa e Tokyo! Să vedeți cum face Tokyo și cum știe să răspundă când îi zic cuvântul. Nu-l zic acum pentru că o să nebunească, dar când îi zic cuvântul care o anunță că vine mâncarea, înnebunește, își ridică aripile și părul pe gât, pe cap, îi se face... Aia, stați că vă arăt acum. Da, de tine vorbesc. De tine vorbesc. Vedeți cum are acum părul aici? Parcă-i comă. Aici un pic i s-a întărit cum mănâncă. Ia uitați ce îi place să-i fac. Da, fetița. No. Vezi că nu-i papa. Ați văzut cum au crescut deja? Știe să... Înainte, dacă făceam asta acum o săptămână, îmi prindea degetul și mi-l mușca. Mi-l lua din loc. Dar acum au crescut și s-au mai învățat. Și aici i-au crescut părul. Tokyo, arată-le la oameni. Uite, și i-au crescut părul pe aici. Încet, încet se dezvoltă. Mititica. Încet, încet se dezvoltă. Așa e fetița. Tu miroși acum, vezi că nu. E papa și nu mai prinzi și muști. Bravo! Și bravo! Și multe alte chestii pe care le-am mai învățat. Spre exemplu, acum când o pun pe jos, să vezi cum sare și dă din aripi, cred că apucă să dea o dată sau de două ori. Încet, încet își ia zborul. Noaptea, înainte să adormă, face exerciții. Că îi încape. Are suficient spațiu aici în lădiță, își deschide aripile și dă din aripi. Bam, bam. Ca și cum ar zbura. Dar haide să-i pregătim mâncarea. Da, Tokyo, mama. Punem un pic de apă într-un castronel. Apă punem aici, dăm drumul la foc. Numai trebuie să vă las că e cu aprindere. Bun. Și în timpul în care apa se încălzește, mă să dau un pic mai încet. Am crezut că am stins-o. În timpul în care apa se încălzește, noi mergem și punem mâncarea în pahar. Mâncare pe care trebuie să o amestecăm cu apa călduță. Uite, Tokyo deja știe că... Ce-i tu? Deci, cum? Nu. Deja Tokyo... Sau, hai și ține telefonul, te rog și... Tokyo deja știe că aici e ora mesei. Când umblu aici? Tokyo, nu-i voie, stai cu minte. Stai cu minte, mamă. Trebuie să iau 3 lingurițe de lapte praf. Pentru cât timp... Opa. Pentru cât timp trebuie să-i mai dau... Sincer să fiu, nu mai țin minte exact. Da, ce frumos e tu, da. Uitați. Ia uite ce exemplar frumos. Ce frumos ești tu, Tokyo. Fug să nu se încălzească prea tare. Bun. Apa o verific cu un deget cât de caldă e. O mai las încă un pic. O curiozitate. Când bagi așa degetul, simți un pic cald apa. Dacă bagi degetul și faci așa, se simte mai tare căldura. Și de asta trebuie să învârtim. Bun. Și de aici, cu siringa sau seringa? Sincer, nu știu. Siringa sau seringa. Luăm de aici, 5 la număr și punem aici. Una, două și de aici vă las ca să nu se răcească apa până pot. După ce am pus, amestec. De ce am făcut așa spume? Probabil cum e caldă apa. Amestec să nu rămână copoloase și nu o să reușesc cu lingura să fac bine. De aia, după un anumit timp, o să-mi bag degețelul și o să sparg toate cocoloșele. Acum, cum am zis, degețelul. Să prind tot ce... Să nu se nece, că dacă rămâne cocoloș, îi pică greu pe gât. Bun. Acum eu nu o să-i arăt ăstea la Tokyo, pentru că o să nebunească, că mă vede cu două lucruri în mâini diferite. Adică unul aici și unul aici. Chiar dacă nu-i parul cu seringa, îl nebunește. Dacă când o să-i zic aici... Tokyo! Vedeți? Nicio reacție. Tokyo, papa! Papa tu, mamă tu! Papa! Papa fetița!
No, hai să le arătăm cum te-am învățat. Frumos și ușor. Bine, mamă? Aia, da? Da. N-are nimic. Una, două, trei, patru. Bravo, fetița lui tata. Hai, încă o dată. Una, două, trei și a patra. Din cauza că își bagă limba, își bagă limba și se face jetul ăla, de-aia s-o mai dau eu câteodată pe lângă. Una, bravo, două, trei, patru. Bravo tu, fetița mea, tu. Asta e a patra seringă. Una, două, trei și ultima. Opa! Pe lângă. N-are nimica, că o curățăm. Na. Imediat trebuie să mănânci alune, semințe, Tokyo. Gata cu seringa. Una. Aici, aici, aici. Două. Bravo. Bravo tu, fetiță, tu. O mai rămas pe fund un pic, că-ți mai dau și asta, Tokyo. Bineînțeles că da. Ușor. Ușor. Gata, că nu mai e. Bravo tu, fetița mea. Cine-o păpat? Tu ai păpat. Și tu ai păpat. Bun. Acum trebuie să mă duc să iau un șervețel. Nu umed, atenție, un șervețel sau o cârpă pe care să o ud și să o șterg pe guriță și paripioară. Pe tine, da. Vin să te fac frumos, să ne curățăm. Bun. Tokyo, acum trebuie să ne curățăm. Trebuie să te speli. Da. Știu că nu prea-ți place, da? Tu fiind fetiță, singură trebuie să vii la mine. Da. Singură trebuie să vii să zici, spală-mă. Spală-mă că eu sunt fetiță mică și nu știu încă să mă spăl. Vezi și cum te stă. Trebuie să vorbiți. Tot timpul trebuie să vorbiți cu el. No, papa nu mai. Papa nu mai. Unde ți-am mai dat? Pe aici. Da. Trebuie să-i curăț și pe aici, pe unde o mers stropii, ca să nu tot dea cu ciocul. Că ea simte mirosul ăla de lapte praf. Gata, fetița. Vrei să ieși un pic afară să le arătăm la băieți ce știi și la fetițe? Fiți atenți. Ridică-te și tu. Tokyo, vrei afară? Vrei afară? Mai ieși un pic cu burta plină. Te scot afară? Hai. Sus. Tokyo are niște gheare impresionante. Parcă-i vultur. Au. Gata. Lasă-l pe tati. Ui. No, bun. Și acum hai să le arătăm ce am învățat, Tokyo. Ma cu burta plină nu știu cum sar tu. Hai. Nu se poate întoarce. Hai. Tokyo. Hai tu, frumusețe. Na, hai la tata. Pune-ți piciorul la drept, Tokyo. Așa. Hai acum aici. Hai aici. Nu prea cred că e o idee prea bună pentru că acum am mâncat. De obicei... Hai! Hai că tu pe tu, fetița. Să-ți dau pace, de-aia te faci așa. Hai! Zici să-ți dau pace? Nicio șansă. Bine, hai că dacă tot e aici, să vă arăt altceva. Tokyo, uite, ce tare m-a scriat. Da, ai zgriat pe tata. Ați prins-o? Uite, hai să le arătăm gușa. Ridică, apropie aici jos. Uite, papagalii când mănâncă, aici au gușa. Tokyo, capul sus. Mai în stânga filmează. Uite, aici ne, asta e gușa. Iată. O da cu aripa peste cameră. Nu putem să vă arătăm, însă peste câteva zile o să creștem, o să fim mai cuminți. Nu-i voie? O să fim mai cuminți și atunci o să le arătăm tot. Așa e, Tokyo. Așa e, fetița. Hai, Tokyo.
Hai aici. Ați văzut? Atac! Tokyo! La atac! Tokyo! Ce te-am învățat? Poziție de atac. Ia un pic mâna. Poziție de atac, Tokyo! Mușco! Mușco! Cum umblă grofoia mea? Ioi, când vin să-ți beau tătătă ce-ai în tine. Tu! Hai aici! Tokyo! Dă-mă, dă-mă, Tokyo! Parcă e dinozaur din ăla, parcă la Jurassic Park mă uit. Da, tu frumoasă! Da. Salută-i! Spune salut, Tokyo! Așa, fetița mea! Tokyo vă salută și o să vă fac prezentare aici, ce rasă aici, vârsta, ce îi place, ce nu îi place, într-o parte din viitorul clip. Până atunci, exact, Tokyo, exact. Până atunci vă salutăm.